din cauza coronavirus, acestui virus care ne ține aici pe loc, am rămas blocat. În același timp am rămas și fără locul de muncă pentru că sunând la consulat, ne-au sugerat să anunțăm familia să ne poată închiri contractele. Noi așa am făcut, am procedat corect după decizia noastră. De miercurea trecută ne-au plătit, ne-au închis contractele, ne-au închis bun raport și tot. Iar astăzi am fost anunțați chiar de femeia bolnavului că ea, dacă vrea să muncim așa în continuare, putem munci. Dacă nu, strada este liberă să plecăm din casă. Chiar bolnavă cu un pic mai înainte ne-a transmis dacă ne este bine, bine, dacă nu, să plecăm repede din casă, să părăsim casă. Ea ne-a spus dacă vrem să muncim în continuare, deci să muncim în continuare, dar nu are posibilitatea să ne plătească. Am înțeles acum. Pentru faptul că el nu stică unde mergeți, pentru că el stică, nu aveți unde mergeți, vă băgați în situația asta. Că dacă doriți să stați aici, lucrați gratis, nu? Ați lucrat în negru acolo, ați lucrat cu contract. Am lucrat cu contract, dar din miercurea trecută noi am închis contractul. Câte ore pe zi lucrat acolo? Păi lucrăm de la ora 7:30 până la ora 11:30, dar noapte. În schimb, toată noapte suntem sunați să asistăm pacientul. Nu de la 7 dimineață la 11 dimineață, putru la 7 dimineață la 11 noapte, da? De la 7 dimineață până la 23. Câte zile libere a avut pe săptămână? Până în prezent, deci trebuia să ne luăm ziua liberă. Unul trebuia să-și iei jumătate de zi joia și vine toată ziua și unul trebuia să-și iei sâmbătă jumătate de zi și duminică toată ziua. În schimb, noi nu ne-am luat niciodată liber, le-am muncit în continuare pentru că așa au fost înțelegerea de la bun început, că ea ne va plăti liberele. Când ne-am trezit că ea ne-a pus pe tabelul în care ne-a completat zilele muncite, doar două libere, pentru că a spus că chiar dacă am fost liberi, am stat aici acasă și am mâncat, că trebuie să muncim. Asta înseamnă că ați lucrat 24 de ore pe 24 ați lucrat acolo. Da. Fără zile libere acolo ați lucrat. Nimic. Deci nimic. Noi nu vedem. Eu n-am pus pișorul afară, deci două luni jumate, eu nu știu chiar la aer de afară. Ascultă-mă, pe contratul este scris că tu ai lucrat de la 7 dimineața la 11 noapte zilnic acolo cu soțul, că ați lucrat împreună? Nu, pe contract scrie că lucrăm doar 10 ore pe zi. Pe persoana asta, nu? Oameni doi. 54 de ore pe săptămână. Asta e legal. Tu știi că asta e legal. Da. E acum asta te-a amenințat că dacă tu nu acceptă condițiile astea, te dă afară din apartament acolo, nu? Da, noi trebuie să tăiem din gură, să acceptăm orice variantă, ne-o spune. Ai pregătit bagajele? Am pregătit bagajele. Deci le avem pregătite bagajele. Asta este una din valiză, asta la altă este a doua valiză. Asta este bagajul nostru, care am vrea să ajungem acasă, l-avem pregătit de vreo câteva zile. Dar mai tu spui că nu sunt hotel deschis la momentul ăsta, nu sunt hoteluri deschise. Sunt hoteluri deschise, deci noi am mai căutat, ne-am mai interesat astăzi, dar nu puțin e șansă. Cine ai în România, Gabriela Flori? Cine este în România că te aștept? În România sunt copii, familia, am trei copii care mă așteaptă toți. Câți ani are copil? Unul are 13 ani care este la fostul soț, am unul de 6 ani care este la mama mea și am încă unul de 2 ani care este cu soacra mea, care este bolnav și are probleme de sănătate de 2 săptămâni de zile. Acum tu ce doresc să-i fac? Că vrei să te întorci acasă, nu? Asta este dorința cea mai mare, să putem să ne întoarcem acasă. Ce te-a spus ambasada? Te ajută? Ai întrebat ajutor la ambasadă? Am sunat și astăzi la consulat. Ne repet, să avem răbdare, să așteptăm până când se va ieși ceva, că momentan au spus că nu știu. Eu am povestit astăzi situația la consulat pentru că i-am spus, uitați, ei au decis să plecăm să părăsim casa astăzi dacă nu ne convine situația de aici. Am zis, noi nu mai putem munci în situația asta pentru că e foarte greu, adică e o situație foarte dificilă. Problema este că mi-au spus să așteptăm și la consulat vă dați seama, nu mai pot. Eu spuneam de doamna că v-a angajat la muncă acolo, că v-a spus că vedeau afară din apartament azi. L-ați spus asta? Că sunteți în situația. Ce te-a spus? Mi-a spus să căutăm ori să
de transport cu o mașină până în România, ceea ce nu este posibil. Da, este imposibil. Ori dacă nu, să încercăm să căutăm o cameră la unul din hoteluri, să putem să mai stăm câteva zile. Poate cu ajutorul lui Dumnezeu reușesc să ne ajute într-un fel să ajungem înapoi acasă.